Android sau iOS. Astăzi aflăm care este dominant pe piața financiară. Mulți oameni se întreabă adesea, este Android mai bun decât iOS când vine vorba de preț? În ceea ce privește prețul pieței, Android este mult mai accesibil și învinge iPhone-ul cu o mare diferență. Apple a fost întotdeauna mai costisitor de la prima sa lansare, dar are un avantaj de piață datorită popularității sale și se vinde la un preț mare chiar și după ce devine second hand. Dar, din nou, dacă întrebarea este despre valoarea prețului, ei bine, iPhone-ul vă poate prezenta cu siguranță un aspect de profil înalt. Asta nu înseamnă că telefoanele Android sunt inutile. Vă oferă funcții decente pentru a îndeplini sarcinile. Puteți alege pur și simplu cele mai recente dispozitive Android de la Mi, Samsung, OnePlus și altele, care sunt uneori mai scumpe decât cele mai recente iPhone-uri. Ca de obicei, funcționează mai bine decât iPhone-urile. În acest caz, prețul Android-ului poate mușca cu ușurință iPhone-ul din toate părțile. Android versus iOS este o chestiune nesfârșită de argumente și știm cu toții despre asta. Android are mii de opțiuni când vine vorba de modele de dispozitive în care iOS oferă un număr limitat. Așadar, un Android decent îl poți cumpăra începând de la suma de $300, în timp ce un iPhone care ar corespunde tuturor cerințelor de astăzi ar începe de la $500. Totuși, alegerea vă aparține. Atât pentru astăzi, vă invit data viitoare la o nouă ediție de EcoBattle.